Crescătorii individuali de animale care nu anunță autoritățile locale de care aparțin în speță primăriile de decesul animalelor pe care le au în gospodărie vor fi amendați, potrivit unui proiect de ordonanță postat pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru dezbatere publică. Amenda pe care o vor avea de suportat crescătorii individuali pornește de la 100 de lei și poate ajunge la 200 de lei. Crescătorii individuali de animale sunt obligați să anunțe în maximum 24 de ore autoritățile administrației publice locale, pe a căror raza administrativ teritorial are loc decesul animalelor la care se referă prezenta ordonanță. Autoritățile administrației publice locale vor întocmi, potrivit legii, registre de evidență a transporturilor, categoriilor și cantităților de subproduse de origine animală trimise către unitățile de neutralizare. Autoritățile administrației publice locale sesizate informează de îndată Consiliul Județean care anunță în cel mai scurt timp posibil prestatorul de servicii contractat, acesta având sarcina de a transporta cadavrele de animale la unitățile de neutralizare a cadavrelor de animale, se arată în proiectul de ordonanță. În cazul fermelor, acestea au obligația să ia măsuri pentru depozitarea subproduțelor de origine animală în ferme sau exploatații în condiții care să prevină îmbolnăvirea animalelor, oamenilor sau poluarea mediului. Altfel, sunt pasibile de sancțiuni de până la 1000 de lei. Actul normativ aflat în dezbatere publică prevede și ce măsuri se impun atunci când nu se poate face preluarea animalelor moarte pentru neutralizare. În localitățile izolate în care carisarea se face cu dificultate, îngroparea cadavrelor este permisă în locuri special amenajate, pe baza autorizării sanitare veterinare și autorităților competente privind protecția mediului și este organizată de către autoritățile administrației publice locale pe a căror rază administrativ-teritorială are loc decesul animalelor, se specifică în proiectul de ordonanță. Conform proiectului, neutralizarea subproduselor de origine animală se va realiza în unități autorizate sanitar-veterinare și este supusă inspecției și controlului sanitar-veterinar în scopul prevenirii răspândirii de boli la animale și oameni. Fermierii sunt sprijiniți să-și diminueze producția de lapte. 150 de milioane de euro este bugetul anunțat de Comisarul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Phil Hogan, în vederea derulării unei scheme de reducere a producțiilor. Potrivit specialiștilor de la agrointel.ro, măsura va funcționa la nivel european, așa că toți fermierii au șanse egale de acces a accesa banii, însă oficialul european a recunoscut în fața europarlamentarilor că regula principală va fi primul venit, primul servit și că va exista un maxim de control asupra țărilor care acum fac supraproducție de lapte. În total, bugetul pentru ajutorul excepțional se ridică la 500 de milioane de euro, din care 350 de milioane sunt direcționate direct statelor membre, în timp ce restul banilor vor susține reducerea producției de lapte. Din cei 500 de milioane de euro alocați în septembrie 2015, România a beneficiat de un pachet de ajutoare excepționale de criză pentru sectorul laptelui și sectorul cărnii de porc, în valoare de 11,1 milioane de euro bani care au ajuns la fermierii români în iunie 2016. Se așteaptă ca regulile de accesare a sprijinului suplimentar pentru sectorul laptelui să fie stabilite în luna septembrie, iar din octombrie schema de reducere a producțiilor să intre în funcțiune la nivelul Uniunii Europene. Comuna mehedințeană Braniștea este unul dintre cele mai importante bazinele legumicole din județ. Culturile de castraveți sunt la mare concurență cu cele de pepeni. Oamenii locului au bătut drumurile Olteniei. Au mers la Dăbuleni pentru a învăța de la cei mai destoinici agricultori cele mai ascunse secrete ale culturii de lubenițe. Așa au apărut pe câmpurile din localitatea mehedințeană suprafețe întinse de pepeni. Marin Livișor este unul dintre cei care a mers în urmă cu 15 ani în orașul de la Dunăre pentru a afla direct de la producătorii vechi de lubenițe taine cultivării. Astăzi cultivă lubenițe pe 5 hectare și pe pene galben pe 1 hectar. Ați optat pentru, pentru cultivarea sub tunel, nu? în da, spații protejate, cum se spune. Da, la tunele. Aia se plantează în câmp în aprilie, pe, între 5 și 10 aprilie, le punem. Și prima lecoltă când se obține? A, nu de exemplu, pe 20, 25, 25 iunie. Profiturile nu au fost întotdeauna pe măsură așteptărilor, dar a continuat. Nu s-a oprit din drumul său. Anul acesta, veniturile au fost chiar mai mari decât preconiza. Cum este producția în acest an a pepenilor? Este, este bună? Prețul e bun? Cum merge anul ăsta? A, având în vedere, bună nu prea e. Că uitați cum s-au făcut mari. Dar prețul a fost bun. Prețul a fost bun, bun. Până în momentul de față. Pe un teren învecinat, un alt cultivator de lubenițe face bilanțul. Da, Foarte mulțumit! Prețul a fost bun? Ați prins un preț bun? Foarte bun! Cât Foarte. se vinde acum la Angro o kilogramă de pepeni? La Seville, domnule, ei rămasă 2 lei, la Angro 8, 10, depinde. După modelul dăbuleniului dolgean, din ce în ce mai multe terenuri din comuna mehedințeană Braniștea sunt cultivate cu lubeniță și pepeni. Sursă de supraviețuire, uneori aducătoare de profit, munca pământului îi nobilează pe oamenii locului, care vor să ducă faima pepenilor peste tot în țară. La finele acestei săptămâni, oierii vor avea în sfârșit cererile autorizate la plată, iar două scheme extrem de importante pentru producătorii agricoli vor fi deblocate. E vorba de ajutorul național tranzitoriu și, ulterior, sprijinul cuplat pentru zootehnic. Potrivit agrointel.ro, pentru sectorul ovinelor și caprinelor, pentru plata subvențiilor pe 2015, au fost alocate 58,59 de milioane de euro pentru schema cu plată de producție, ca și în cazul crescătorilor de bovine și la oieri se pare că se va achita în primă fază ajutorul național tranzitoriu, și ulterior sprijinul cuplat pentru zootehnic, sumă care se plătește doar pentru efectivele între 150 și 600 de capete de ovine. Conform declarațiilor ministrului Achim Rimescu, cele două plăți cumulează 10 euro pe cap de animal. Nu toate plantele frumoase pe care le întâlniți pe pajiști vă fac vacanța mai plăcută. Chiar în această perioadă a am înflorit ambrozia, o plantă periculoasă pentru cei sensibili. Polenul ei provoacă bronșite, conjunctivite și inflamații ale pielii. Medicii spun că manifestările pot fi diferite de la un pacient la altul, însă majoritatea acuză strănut frecvent, mâncărime la nas sau ochi, secreții nazale abundente sau ochi roșii. În plus, mulți dintre acești pacienți sunt predispuși la apariția manifestărilor de astm. Potrivit site-ului Ambrozia este cea mai alergenică buruiană din România. O singură plantă matură poate elibera până la 8 miliarde de grăunțe de polen și până la 30.000 de, de semințe, care își păstrează calitățile germinative timp de 40 de ani. Pentru a evita simptomele neplăcute, pacienții alergici sunt sfătuiți să evite activitățile în aer liber, să-și schimbe hainele după ce ies afară pentru perioade mai lungi de timp și să facă duș atunci când se întorc acasă. Totodată, specialiștii avertizează că pacienții care au avut manifestări sezoniere în anii precedenți E bine să efectueze un consult alergologic. Ambrozia este o plantă anuală perenă care crește în grădini, în culturile de cereale și de floarea soarelui, dar și în zonele lăsate în paragină. Domnul Păunel, sunteți președintele Sindicatului Producătorilor Agricoli din județul Olt și în același timp mesagerul și vocea multor fermieri. Aș vrea să discutăm cu noastră în primul rând despre faptul că a început campania de recoltare la nivelul întregii țări și aș vrea să ne spuneți cum se prezintă aceasta în județul Olt. Campania a început puțin mai devreme, în urmă cu aproape 30-40 de zile, din sudul județului, din bazinul Negumicol, sau cel mai bine zona de sud-vest sud a județului, Ol. iar la această dată putem spune că pe o suprafață de aproximativ 70-80% din suprafața cultivată aceste cereale au fost recoltate și putem spune că anul acesta chiar am avut și ceva producții bunicele față de anii precedenți, pentru că, după cum știți și dumneavoastră, în prima parte a anului și sfârșitul anului 2015 chiar am avut uh, cantități mari de apă care au uh, dus la sporirea, la sporirea producției. Nu același lucru putem să spunem acum despre porum care în anumite zone cred că și oltul dacă trece prin ei uh, nu, nu își mai revin. Din păcate, la fel au stat lucrurile și anul trecut, și anume cerealele cultivate în primăvară au fost în mare parte compromise de secetă și oamenii au avut mult de pierdut. Dar aș vrea să ne mai spune și în ceea ce privește prețul cerealelor, în ceea ce privește grâu, de exemplu, cum credeți că va fi? Recolta a fost, prețurile oare vor satisface așteptările? Așa cum au început, sunt destul, destul de mici, chiar fermierii putem spune că au un strigă de disperare vis-a-vis -vis de, de prețul la recoltare, dar cum se știe, în fiecare an la recoltare prețul este mai mic și nu numai la noi, în toată, în toată Europa. Fermierii care reușesc să depoziteze ceea ce au recoltat și dacă reușesc să obțină și o perioadă mai îndelungată, de obicei obțin prețuri mai bune, dar nu de fiecare dată se întâmplă acest lucru, să uităm că și pentru această operațiune sunt costuri de păstrare, de, de sortare și, bineînțeles, costurile pe care, de condiționare pe care le cer cei care au aceste, aceste depozite. Aceste lucruri se întâmplă numai la fermierii mari și foarte mari, nu la fermierii mici. Fermierii mici nu au posibilitatea de aduce uh, cantitățile pe care le obțin uh, un, uh, spre depozitare și le țin în uh, hambarele proprii, în magazii și ce mai au uh, pe acolo. Oricum, uh, ei nu comercializează o mare parte din această producție, o bagă în creșterea uh, animalelor din, uh, din gospodărie. În această perioadă va predomina un regim termic al aerului mai ridicat decât în mod obișnuit în majoritatea regiunilor agricole. Sub aspect pluviometric se întrevăd ploi locale sub formă de aversă, dar și torențiale, însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului în cea mai mare parte a regiunilor agricole. Rezerva de umiditate pe profilul de sol 0-100 de cm în cultura de porumb se va încadra în limite satisfăcătoare, apropiate de optim și optime în cea mai mare parte a teritoriului agricol. Seceta pedologică se va semnala în în Dobrogea, estul, sudul și local în nordul Munteniei, dar și în sudul și estul Olteniei. Pe fondul temperaturilor maxime ridicate din aer, situate frecvent peste pragurile biologice critice de rezistență ale plantelor, procesele fiziologice ale culturilor agricole vor fi intensificate pe majoritatea suprafețelor, îndeosebi pe terenurile cu o bună aprovizionare cu apa solului. La grâul de toamnă semănat în perioada optimă se vor continua și chiar finaliza lucrările de recoltare. La fel vor sta lucrurile și în ceea ce privește cultura de rapiță. Pe ansamblu, condițiile agrometeorologice vor permite desfășurarea lucrărilor agricole în câmp în zilele fără precipitații. Specialiștii recomandă efectuarea lucrărilor de recoltare, transport și depozitare la cerealierele de toamnă și fructele de sezon, eliberarea terenurilor agricole de resturile vegetale, dar și continuarea lucrărilor de întreținere la speciile prăjitoare, pomii fructiferi și vița de vie.